Ne bucurăm pentru că suntem în casa Domnului și, așa cum era menționat, până aici deja Domnul ne-a vorbit, dacă am fost deschiși, ne-a vorbit prin cântările, mesajul cântărilor care au fost cântate, dar uneori spun chiar, fără a face altceva, doar să stăm în prezența Domnului toți împreună și nu se poate să nu fii mișcat dacă cauți împărăția mai întâi, așa cum spunea Domnul în Matei, capitolul 6, versetul 33. Căutați mai întâi împărăția cerurilor și neprihănirea Lui, a Lui Dumnezeu. Și apoi toate celelalte lucruri Domnul va purta de grijă, potrivit cu nevoile care le avem. Dacă atunci când venim aici, noi avem în vedere, sigur, întâlnirea cu Domnul în primul rând, totul este foarte frumos și m-am uitat, toate sunt la locul lor, și corul, și fanfara, și corul bărbătesc, și fetele care au cântat, frații au locul lor, dar vreau să nu uităm că nimeni nu poate să dea mântuirea. O biserică, cât de bine ar fi pusă la punct, ea nu poate da mântuire. Singurul care poate da mântuire este Domnul Iisus. Amin. Și noi neapărat trebuie să ajungem în prezența Lui atunci când venim într-o casă de rugăciune, atunci când venim într-o biserică locală. Domnul este prezent categoric. El promite, acolo unde doi sau trei se adună numele Lui, El este prezent. Biblia de bună oară spune în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 17, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Iar acolo în Tit, în capitolul 2, versetul 11, Pavel spune că harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să rupem cu păgânătatea, cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum, cu cumpătare, cu dreptate, evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Deci e foarte important să nu uităm că mântuire fără Domnul Iisus nu există. Nu există. Noi în seara aceasta, printre altele, latura practică va fi să ne testăm, să ne verificăm din punct de vedere spiritual și asta virtutea cuvântului. Oglinda noastră spirituală este cuvântul lui Dumnezeu. Așa după cum ne uităm în oglindă când plecăm de acasă, aș vrea să nu uităm, pentru omul spiritual avem o oglindă, oglinda-i cuvântul, aici noi ne raportăm, ne racordăm, aici ne vedem, aici ne putem, sigur, în momentul în care ne vedem viața noastră și fața adevărată, să luăm anumite atitudini. În seara aceasta de bună oară, latura practică asta va fi, să plecăm cu hotărâri de a sluji mai mult, mai bine pe Domnul. Dacă lăsăm harul care a fost adus prin Domnul, numai El poate aduce harul, nu e nimeni care să dea har. Sunt oameni care uneori încearcă să dea ei harul, nu există așa ceva. Singurul care a adus harul mântuirii a fost Domnul Iisus când a venit în lumea noastră. Harul acesta ne învață, dacă ne lăsăm învățați de acest har, El promite și un al doilea har, dar tot la venirea Lui, tot El îl aduce. De-aia Apostolul Petru spune, puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos a doua oară. Primul har care ne-a fost adus ne învață, noi ne lăsăm prelucrați, modelați de acest har și ne pune în această postură extraordinară. Preiubiților, spune Ioan, în 1 Ioan capitolul 3, versetul 1, suntem acum copii al lui Dumnezeu, acest har ne pune în această stare înaltă. Suntem copii al lui Dumnezeu, lumea nu ne cunoaște, pentru că nu l-o cunosc nici pe El, dar suntem copii al lui Dumnezeu. Ce vom fi la arătarea Lui când va veni El? Nu s-a arătat încă, nu știm. De-abia atunci când vine cu cel de-al doilea har, ne spune Biblia ce promite, dar celor ce au primit primul har și în viața cărora lucrează acest har în fiecare zi. Ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când va veni El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. De aceea doresc Dumnezeu să lase harul Lui peste noi. Doamne, ajută-ne să ne lăsăm învățați, modelați. Biblia, sigur, consemnează peste tot. Totul este concentrat, focalizat în Domnul Iisus, fără El nu-i nimic. De bună oară, Biblia spune aici, în Coloseni, Apostolul Pavel spune, printre altele, foarte frumos, versetul 15 și 16 din capitolul 1, El este chipul Dumnezeului Celui Nevăzut, Cel întâi născut din toată zidirea. Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri, pe pământ, cele văzute, cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El
și să împace totul cu sine prin el, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii lui. Iar aici, în versetul 9 și 10 din Coloseni, capitolul 2, ca o nobilare acestor afirmații, sunt mai multe. Spune aici, căci în el locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii, în Domnul Iisus. Voi aveți totul de plin în el, care este capul oricărei domnii și stăpâniri. De aceea noi avem totul prin el, el este prezent, el a promis că nu suntem singuri, ci el este cu noi. Și în seara aceasta nu ne îndoim, noi am venit aici să-l căutăm pe el, să ne întâlnim cu el, să ne bucurăm în prezența lui, să-l înălțăm pe el. Și el este cel ce lasă binecuvântările lui. Vis-a-vis de aceste binecuvântări mai vreau să fac o mențiune în cartea Efesenilor și în Coloseni. Spune aici Apostolul Pavel în capitolul 1, ceva frumos, să vedeți unde suntem noi și ce suntem noi. Efeseni, capitolul 1, versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat. La prezent, prezentul continuu, ne-a binecuvântat deja, nu ne va binecuvânta, nu-i vorba de ce vom fi atunci. Ne-a binecuvântat deja cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Uite biserica unde este, într-un loc ceresc. Ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Iar versetul 6 din capitolul 2 spune, El ne-a înviat împreună cu Domnul Iisus și ne-a pus să sedem împreună în locurile cerești în Hristos. Noi suntem deja în locurile cerești. Asigur că lupta e foarte mare, de aia trebuie foarte multă atenție și o luptă tot timpul, să fim concentrați la chemare și la speranța, nădejdea pe care Dumnezeu ne-o pune înainte. Spune aici în Efeseni, printre altele, vis-a-vis de locurile acestea cerești, căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. În locurile cerești este biserica lui, biserica Domnului. Dar tot în locurile cerești sunt duhurile. Diavolul cu duhurile lui, de aceea nu are treabă cu cei din afară, are treabă cu noi. Aici e lupta mare. El sigur încearcă să recupereze, încearcă să facă tot ce poate, ca nimeni să ajungă acolo de unde a căzut el. El a căzut de acolo din slavă, din glorie. Și el știe ce a pregătit Dumnezeu pentru biserica lui, pentru aleșii lui, pentru copiii lui. Și diavolul nu vrea, el este singurul nefericit și vrea să ne fericească pe toți cei polarizați în jurul lui. Dumnezeu este singurul prea fericit, fericit pentru totdeauna, sigur împreună cu Domnul Iisus și așa mai departe. Dar toți cei ce îl primesc vor fi și ei fericiți. Tot vis-a-vis de această idee, spune aici frumos în Coloseni 1, versetul 13, el ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat deja, nu spune că ne va strămuta, ne-a strămutat deja în împărăția Fiului dragostei Lui. Deja noi suntem. De aceea cei care l-au pe Domnul de aici, ei sigur trebuie să trăiască părtășia cu Domnul. Aici în Matei, în capitolul 7, versetul 13 spune, intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțin sunt cei ce o află. În prima parte a vorbirii vreau câteva sublinieri, adevăruri. De ce îi spune ca poartă strâmtă, cale îngustă? Biblia vorbește tot în această idee de împărăție, cum să intrăm în împărăție. Uitați ce spune în Matei, în capitolul 6, în Ioan, în capitolul 6, Domnul Iisus Hristos în cuvintele Lui. Versetul 44 spune, nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl care m-a trimis. Și eu îl voi învia în ziua de apoi. Nimeni nu poate veni la Domnul dacă nu este atras de Tatăl. Dar Domnul Iisus Hristos continuă ideea și spune în capitolul 10 de bunăoară, în versetul 9, eu sunt ușa, el este ușa de intrare în împărăție. Spune, dacă intră cineva prin mine va fi mântuit. Deci dacă nu intră, cine încearcă fără Domnul să nu intre prin el și vom vedea de ce face această afirmație. Nu se poate în împărăție. Cine încearcă cumva, pentru că în versetul 1 din capitolul 10 din Ioan spune, adevărat, adevărat vă spun că cine nu intră pe ușă în staul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoț și un tâlhar. Nu poți pe altă parte, chiar dacă ai impresia că am intrat. Într-o biserică locală putem intra.
Vreau să nu uităm, biserica lui universală, sunt toți cei născuți din nou. Și apoi, așa cum spune în Roman, capitolul 8, și toți cei ce sunt călăuziți în continuare de Duhul lui Dumnezeu, sunt copii al lui Dumnezeu. Aia fac parte din biserica lui. De aceea eu îl doresc, dacă toți de aici, toți, vom fi născuți din nou și umblăm sub impulsul și călăuzirea Duhului, toți facem parte din această turmă minunată și binecuvântată care este a Lui. Tot în Evanghelia după Ioan, în capitolul 14, Domnul Iisus spune aici, printre altele, versetul 6. Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Nimeni nu poate ajunge la Tatăl împărăție decât prin Domnul Iisus Hristos. Vreau în continuare de să nu uităm, în împărăție numai prin Domnul, sigur, Tatăl îl atrage. Dar noi trebuie să împlinim ce spunea în Faptele Apostolilor. În capitolul 20 aici, Apostolul spune ceva foarte frumos și vreau să citesc pentru că merită. Spune aici în capitolul 20 din Fapte, versetul 21, citesc și 20. Știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos și nu m-am temut să propovăduiesc și să vă învăț înaintea norodului și în case. Și să vestesc iudeilor și grecilor pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul Iisus Hristos. Nu există împărăție fără pocăință, pocăința față de Dumnezeu, nu față de cei din jurul nostru, față de Dumnezeu în primul rând. E adevărat că pocăință înseamnă și restituire, înseamnă să restituiești paguba cu ce l-ai păgubit pe cel de lângă tine, pe orizontală, dar în primul rând pocăința față de Dumnezeu. Dar nu există pocăință reală și autentică, veritabilă față de Dumnezeu, dacă nu-i prin credința în Domnul Iisus. Nu se poate, deci toate astea sunt legate, Domnul le leagă și așa hotărât providența, cerul, mântuirea prin Tatăl care atrage Duhul lui. De-aia Domnul spunea, vă este de folos să mă duc la Tatăl. Dacă mă duc eu, dacă nu mă duc eu, Duhul nu va veni, dacă mă duc însă, vi-l voi trimite. Și când va veni, El va deveni lumea vinovată în ce privește păcatul, neprienirea și judecata. Numai El poate convinge Domnul prin Duhul lui. Avem nevoie de pocăință, de iertare, de mântuire și aceasta prin credința în El, în Fiul Său, în jertfa Lui, în viața Lui, în nașterea Lui supranaturală, în viața Lui, în moartea Lui, în învierea Lui și înălțarea Lui și în revenirea Lui a doua oară. De aceea doresc aceste adevăruri Dumnezeu să le implementeze în inimile noastre. Le avem, dar sigur dorim în continuare să le păstrăm în viața noastră. De ce spune ușa strâmtă? Intrați pe poarta cea strâmtă, pe ușa strâmtă. În primul rând, primul motiv, pentru că în împărăția lui Dumnezeu intrăm prin multe necazuri. Vreau să spun că dacă n-ar fi vorba și de necazuri și dacă Domnul ar promite la superlativ totul, dacă ar spune, uite, cine se întoarce la mine aici va fi primul, în toate domeniile, și în, domeniul profesional, și în cel material, în familie, toate vor fi în ordine. Mulți s-ar pocăi, să știți, dar Domnul nu promite așa ceva, pentru că în împărăție, dimpotrivă, Biblia spune că trebuie să intrăm, trebuie, e un imperativ, să intrăm prin multe necazuri. În Fapte, capitolul 14 de bunoară, versetul 22, spune așa, citim și 21, după ce au propovăduit Evanghelia în cetatea aceasta și au făcut mulți ucenici, s-au întors în Listra, în Iconia și la Antiohia, întărind sufletele ucenicilor și îndemna să stăruiască în credință și spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Trebuie! Cine vrea împărăția nu se poate fără necazuri. Asta e unul din motive pentru care spune ușă strâmtă, pentru că intri prin necazuri, intri prin probleme. În tot aici, pentru că suntem în Fapte, capitolul 20, versetul 23, spune aici tot Apostolul Pavel, zice aici versetul 23, numai Duhul Sfânt mă înștiințează din cetate în cetate că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Vreau să nu uităm, dragii mei, cei ce vor împărăția, printre altele, cum spunea Ioan în Patmos, în capitolul 1 din Apocalipsa, spune acolo versetul 9, zice că versetul 1 spune descoperirea lui Iisus Hristos pe care a dat-o Dumnezeu. Descoperirea Domnului, numai Domnul dacă îți descoperi adevărurile Lui, poți să-L înțelegi, altfel nu-L înțelegi. Ei, El descoperă adevărurile Lui și pocăința, care e un mare har. Eu îmi zic mereu, Doamne, ce mare minune! Domnul s-a rugat la un moment dat și a spus așa, Tată, Doamne, al cerului și al pământului, te laud. Pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Ei, ca să înțelegi adevărurile acestea, care
au valoare eternă, veșnică, și aici au valoare, în viața aceasta scurtă. Dar și veșnicia întreagă trebuie, sigur, să ți le descopere Tatăl. Iar Tatăl le descoperă numai dacă noi ne facem ca niște copii. Ne smerim înaintea Lui. De aceea este foarte importantă această coborâre, această smerenie. Ne spune Biblia de bună oară în Cartea Tesalonicenilor, 1 Tesaloniceni, capitolul 3, tot cu privire la aceste încercări, necazuri. Versetul 3 și 4 spun așa: pentru ca nimeni din voi să nu se clatine în aceste necazuri, că știți singur că la aceasta suntem rânduiți. Și când eram la voi, v-am spus mai dinainte că vom avea să suferim necazuri, ceea ce s-a și întâmplat, cum bine știți. Versetul 7: de aceea, fraților, în toate strâmtorările și necazurile noastre, am fost mângâiați cu privire la voi prin credința voastră. Foarte important în vremea aceasta că avem parte de necazuri, și întrebarea mare este, dar noi ca și credincioși, îl avem pe Domnul, păi dacă îl avem pe Domnul, de ce suntem încercați? Biblia spune că judecata lui Dumnezeu începe de la casa lui Dumnezeu. Și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce n-ascultă? Și dacă cel neprienit scapă cu greu? Vreau să spun, biserica nu mai are parte de încercări, de necazuri dincolo. Dincolo vom fi ca El pentru totdeauna. Aici e modelarea caracterului nostru. Aici Dumnezeu ne șlefuiește, ne modelează, aici ne perfectează. Pentru că în final zice Biblia să fim fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. Și în Petru, în 2 Petru, în capitolul 3, uitați ce frumos spune aici, versetul 14. De aceea, preiubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui, fără prihană, fără vină și în pace. Deci trebuie să ne străduim ca în ziua aceea să fim desăvârșiți, dar aici Dumnezeu ne modelează. Sigur, sunt foarte multe versete în Petru de bunoară, 1 Petru capitolul 1, versetul 6 și 7 în continuare spune așa: în ea, în această mântuire, speranța mântuirii, voi vă bucurați mult. Măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme, prin felurite încercări. Pentru că încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere, și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare în ziua aceea lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită. Pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Deci aș vrea să nu uităm încercare, îi spune poartă strâmtă, că intrăm prin multe necazuri. Aici Domnul ne încearcă, ne verifică, aici Domnul ne probează. Îngerii care au căzut, i-au probat acolo, în veșnicie. Și o parte au căzut, pentru totdeauna sunt căzuți. Ei nu mai au posibilitate de reabilitare. Ei are și vremea îngerilor o trecut. Acum este vremea omului. Domnul ne încearcă în viața aceasta. Dacă viața aceasta s-a dus și am pierdut bătălia, am pierdut totul, am pierdut veșnicia. De aceea, să nu uităm, merită să ne luptăm și merită să rămânem lângă Domnul. Mai spun ceva cu privire la Domnul Iisus vis-a-vis de acest prim gând. Evrei, capitolul 2, de bună oară, versetul 10, spune așa: se cuvenea în adevăr că acela prin care și pentru care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirii lor. Și acum, în capitolul 5, versetul 7, spune că cel este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni cu cereri și strigăte mari și cu lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei lui, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Și după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce l-ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice. Dragii mei, în împărăție nimeni nu va fi fără încercare. Toți au fost probați, toți oamenii lui Dumnezeu. Și fiul a fost încercat și probat. Sigur, nu se punea în discuție că nu va rămâne credincios și fidel, dar el este sigur căpetenia mântuirii noastre. El merge înaintea noastră, spune, dacă mie lemnului verde. Deci el este modelul nostru. Și în Evrei 12 ne spune aici cuvântul Domnului, versetul 1 și 2: și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu nor așa de mare de martor, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruința în alergarea care ne stă înainte. Și acum versetul 2, semnificativ: să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, care pentru bucuria care era pusă înainte. Care era bucuria? Biserica lui.
Pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Care e bucuria care ne este pusă înaintea noastră? Să fim într-o zi ca El. Pentru bucuria aceasta merită să acceptăm, dar nu cu resemnare, nu cu murmuri și cu cârtire, ci din toată inima tot ceea ce Domnul îngăduie. Că El este Tatăl nostru care este desăvârșit și tot ce face este desăvârșit pentru noi. De aceea spune versetul 3 de aici, din 12, din Evrei, uitați-vă dar cu luarea minte la Cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Doresc Dumnezeu să ne dea biruință. Ușă strâmtă pentru că intrăm prin multe necazuri. Un al doilea lucru, un al doilea motiv. Ușă strâmtă pentru că intrarea prin pocăință, prin credința în Domnul, prin sfințenie, niciodată nu au fost la modă. Întotdeauna au fost disprețuite. Dacă n-ar fi vorba și de sfințenie, Biblia spune, Psalmul 93, sfințenia este podaba casei mele pentru toate timpurile, de sfințenia. Dacă n-ar fi vorba de pocăință, de sfinție, de neprienire, o stare de neprienire, de curăție, sigur, ar fi foarte ușor, dar îi spune strâmtă pentru că în împărăție intrăm prin aceste stări și vis-a-vis de ele n-au fost la modă, dar nici azi nu sunt la modă, să știți. Nu sunt și în multe locuri, nu mai sunt la modă. Uitați ce spune Biblia, de bună oară îmi place în această idee să citesc ca și suport al afirmației ce spune Pavel aici, ce spune Biblia în Fapte, capitolul 28, versetul 22. Dar am vrea să auzim părerea ta, pentru că știm că partida aceasta pretutindeni stârnește împotrivire. Când le vorbești oameni, nu numai încearcă să-i vorbești de pocăință și de o viață curată, de o trăire sfântă, de un standard moral și spiritual, să vezi că imediat va avea repulsie. Dacă ai o vorbire dulceagă și îi spui multe și frumoase, totul este în ordine. Dacă când ajungi la acest punct să-i vorbești de pocăință, de sfințenie, va avea repulsie. Spune aici în Fapte, capitolul 26, versetul 24. Pe când vorbea el astfel să se apere, Festus a zis cu glas tare, Pavel, ești nebun. Învățătura ta cea multă te face să dai nebunie. Iar tot aici, în capitolul 24, versetul 25 spune, dar pe când vorbea Pavel despre neprihănire, auziți care e centru, miezul pocăinței, spune, pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare, Felix îngrozit a zis, de asta dată du-te, când vom mai avea prilej te voi chema. Noi de multe ori, când vin mai ales anumite persoane, nu știm cum să le vorbim, dar ce de pocăință să-i vorbești? Pentru că te tem, măi, trebuie altfel să le iau. Vreau să nu uităm, Domnul a fost tranșant prin apostolii săi. Domnul întotdeauna a vorbit direct, a pus degetul pe rană. Oricine a venit la el, Domnul i-a vorbit concret și real. De aceea doresc din toată inima Dumnezeu să ne ajute să intrăm pe poarta strântă. Am intrat, dar ajută-ne, Doamne, să înaintăm pe calea îngustă. Un al treilea motiv. De ce îi spune poartă strâmtă? Pentru că turma bunului păstor nu este mare. Nu e mare, să știți, întotdeauna a fost mică. Și Biblia spune de bună oară în Luca, în capitolul 12, versetul 32. Citim aici ce spune cuvântul Domnului. Zice, nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. În capitolul 17, tot aici în Luca, întrebarea ucenicilor era, Doamne, mulți vor fi cei ce vor fi mântuiți? Farisei au întrebat pe Iisus, când va veni împărăția lui Dumnezeu? Drept răspuns, el a zis, împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile. Nu va zice, uite aici sau uite acolo, că ea iese în lăuntru vostru. Și Domnul spunea, împărăție nu înseamnă mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Domnul spunea acolo în Evanghelia după Matei, nevoiți-vă să intrați, nu a spus că sunt mulți. Doamne, mulți sunt cei care sunt pe calea mântuirii. Domnul a spus, zice, nevoiți-vă să intrați pe poarta cea strâmtă. De aceea în această seară doresc, Doamne, ajută-ne să mergem pe calea îngustă în continuare. Am intrat pe poarta strâmtă, dar ajută-ne să mergem pe calea îngustă. Un al patrulea motiv. De ce îi spune ușa strâmtă? Intrați pe poarta cea strâmtă, spune aici. Pentru că în al patrulea rând nu poți oricum să intri pe această poartă. Trebuie să lași toate bagajele jos. Nu se poate cu încărcătură. Și aici nu poți să mântuiești tata pentru fică și mama pentru fiu și așa mai departe. Unul pe altul. Știți ce a spus Apostolul Pavel?
Căci aproape doresc eu însumi să fiu anatema despărțit de Hristos, pentru frații mei, pentru rudele mele trupești. Dar nu putu să mântuiască pe nimeni. Singurul care mântuiește, nu-i dat om oamenilor un alt nume în care să fie mântuiți. Dar totuși există un nume. Și numele acesta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. De aceea să nu uităm, dragii mei, încărcăturile. Știți ce a spus Domnul Iisus? De la Ioan Botezătorul, împărăția se ia cu năvală. Cine pune mâna pe împărăție? Cei ce dau năvală? Și aici îmi place mult. Știți că tânărul bogat era un fiu al lui Avram. Sunt mulți fii ai bisericii la ora actuală prin bisericile noastre. Nu e suficient să fii un fiu al bisericii locale. Un fiu al familiei. Păi eu sunt pocăit din moș strămoș și bunicii mi-au fost pocăiți. Și la mine tot la fel. Păi dacă nu se produce nașterea din nou la majorat, n-ai făcut nimica. Dacă nu-l primești personal, nu se rezolvă problema. Trebuie neapărat să devii și un fiu al lui Dumnezeu. Ori fiul al lui Dumnezeu, cum spune Ioan, a venit la Isaia, Isaia nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în el, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci născuți din Dumnezeu. Încărcăturile trebuie să le lăsăm, nu se poate altfel. Și sigur, sunt foarte multe versete, citesc din două locuri doar, Luca, capitolul 14. Astea sunt versete categorice și foarte clare, sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos. Spune aici versetul 33 din Luca 14, tot așa oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu, nu poți cu încărcătură, cu ceea ce știi tu și ai impresia. Trebuie când vii la Domnul să capitulezi, toate să le pui jos, să-L accepți pe El și învățătura Lui. Trebuie să clădești, dar nu înainte de a demola, mai întâi este demolarea, mai întâi dai jos toate, tot ceea ce ești tu renunți la ele și apoi Domnul este Cel ce clădește, începi să clădești împreună cu El. Tot în această idee, Matei capitolul 16, versetul 24, în continuare sunt cuvinte frumoase aici, spune așa: atunci Iisus a zis ucenicilor Săi, dacă voiește cineva să vină după mine, are oportunitatea, că atunci când Petru a intrat în casa lui Cornelie, știți ce a zis Petru? Îmi place mult. Văd că Dumnezeu este nepărtinitor. În orice neam cine se teme de El, El nu se uită la fața omului, în orice neam cine se teme de El și lucrează neprihănirea, este primit de El. Biblia spune în Cartea Romanilor, capitolul 2, versetul 11, Dumnezeu nu se uită la fața omului, nu se uită la diploma omului, nu se uită că e tânăr sau în vârstă. Dumnezeu se uită la o inimă sinceră care îl primește pe Domnul și este gata să-l accepte și să-l cheme în ajutorul lui. De aceea aici spune, dacă voiește cineva să vină după mine, nu ne obligă. Biblia spune printre altele, pe viața mea zice Domnul Dumnezeu că nu doresc moartea celui ce moare. Ce doresc ca omul să se întoarcă și să aibă viață. La cine? La Dumnezeu. Prin pocăință și prin credință în Domnul Iisus. Dar Biblia mai spune, Dumnezeu nu ține cont de vremurile de neștiință în Fapte 17, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutinde să se pocăiască. Pentru că orânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul despre care a dat tuturor oamenilor dovadă de netăgăduit prin faptul că l-a înviat din morți. Ei, dar nu găsesc în toată Biblia că Dumnezeu obligă pe cineva. Mă vreau să vă spun că nimeni din greșeală nu va ajunge în împărăție. Păi eu nici nu m-am gândit la împărăție. Eu nu m-am gândit la Dumnezeu, eu n-am vrut și am ajuns cumva, asta nu se va întâmpla. În viața aceasta foarte multe lucruri accidentale sunt, sau la întâmplare. Dacă e vorba de mântuire, trebuie să o dorești, trebuie să-L cauți. Trebuie să ceri clemență, îndurare, să-ți vezi starea, să te cobori înaintea lui Dumnezeu. Și încă o dată reluând ideea, dacă voiește cineva să vină după mine să se lepede de sine, eul acesta care e foarte tare și puternic, să renunțe la eu, să se coboare, apoi spune să-și ia crucea, spune în Luca în fiecare zi. Cruce înseamnă, noi știm prin definiție, ocară. Înseamnă dispreț, înseamnă batjocură. Să accepți disprețul pe care ți-l oferă. Ăsta e prețul pe care trebuie să-l plătim. Trebuie să acceptăm dacă vrem mântuirea. Nu ne obligă Domnul. Și apoi zice să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața asta și încearcă cumva să fenteze cumva, nu se poate așa ceva, că pe Dumnezeu încă nimeni nu l-a înșelat. Cine încearcă pe două căi să umble sau pe o altă filieră să ajungă în cer mântuit, nu va reuși. Nu reuși nimeni și nici nu va reuși. Ei spune, oricine va vrea să scape viața asta o va pierde pe cealaltă. Și oricine își pierde viața aceasta pentru mine, o va câștiga pe cealaltă.
Și ce ar folosi unui om să câștige lumea întreagă dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce n-ar da un om în schimb pentru sufletul său? Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui său cu îngerii săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Eu de multe ori îmi spun, Doamne, dar și aici ești un om câștigat dacă îl primești pe Domnul. Eu îmi zic de multe ori. Mai vorbesc acasă cu soția și spun, uite, dacă numai pentru viața aceasta și-o merita și merită să slujești pe Dumnezeu. Este extraordinar. Omul lui Dumnezeu spune, eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină locuința mea, să ai pace și liniște. E nemaipomenit să ai probleme în orice domeniu și să știi că Dumnezeul acesta nu e o persoană fictivă, Dumnezeu e o persoană reală. Și îl chem în ajutor, El te ascultă, uitați acum pe toți deodată, El se uită, noi nu putem să știm ce este în inima fiecăruia și nevoile care le aveți. Dar Domnul cunoaște nevoile noastre ale fiecăruia dintre noi. E gata să ne asculte pe fiecare și face timp, oricât aș sta, numai nu ne facem noi timp suficient. Să stăm să-i spunem problemele. Cum spunem Psalmul 119, îmi povestesc strâmtorarea, îi spune cazul înaintea lui Dumnezeu. Păi aia înseamnă că minute și zeci de minute și ore să-i spun tot necazul și problemele vieții mele, istoria. Îmi povestesc istoria vieții mele, este extraordinar. Ce mare este acest Dumnezeu și ce minunat este. Merită ce spune să-L slujim pe Dumnezeu. Doamne, ajută-ne cu toată inima să slujim Ție. Strâmtă în continuare, un al patrulea motiv. De ce îi spune strâmtă? Pentru că este incomodă pentru fire și arată și o legitimare. Când intri pe ea, trebuie să te legitimezi. Știi ce spune Biblia în Timotei? Totuși temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită având pecetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Vreau să nu uităm, dragii mei, există o legitimare, există o pecete pe care Domnul o dă. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu a pus în inima noastră arvuna Duhului Sfânt, Duhul Fiului Său. Este extraordinar, Dumnezeu cunoaște pe ai Lui. Când intri pe această ușă, nu oricine poate, cei din afară nu pot, într-o biserică locală pot să intre oricine. Au drept să intre și să asculte. Dar când e vorba de biserica Domnului, adevărată, reală, universală, acolo nu poate oricine. Acolo, printre altele, cel ce intră, trebuie să se legitimeze și nu poate intra. Și în sfârșit, un al șasele motiv la care mă opresc puțin. Cine intră pe această ușă, de ce spune ușă strâmtă? Pentru că arată o măsură, un standard, o măsură, o ștachetă, un etalon de comparație. Și standardul acesta este Domnul Iisus Hristos, Evrei, capitolul 3, versetul 1 și 2. Spune așa, frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la apostolul și la marele preot al mărturisii noastre, adică la Iisus, care a fost credincios celui celor rânduit. Deci, standardul nostru nu e un om, împărăția cerurilor, Matei 6:33, dar și neprienirea lui Dumnezeu. În același timp, nu se poate altfel. Cine caută numai împărăția și lasă neprienirea, nu va ajunge în împărăție niciodată. Una este legată și o implică una pe cealaltă. Și când Domnul vorbește, intrați pe poarta strâmtă, asta înseamnă un standard, o măsură. Ușa strâmtă înseamnă un standard. Iar standardul nostru, măsura noastră, este Domnul Iisus Hristos. 1 Ioan, capitolul 2, versetul 6. Cum a fost El în lumea aceasta, așa suntem și noi. Modelul nostru este El, la El, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus. Doamne, ajută-ne să privim la Tine! Și aici, la acest standard, câteva lucruri pe care vreau să le consemnăm. În mod special, la ce să ne uităm la Domnul Iisus? În primul rând, la ceea ce spune în Matei, capitolul 11, versetul 28 în continuare. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Domnul ne cere un standard, dragii mei. Cei ce s-au întors la Domnul trebuie să reprezinte pe Domnul. Domnul Iisus, printre altele, știți care era una din dorințele, chemarea, una din menirile pe care le-a avut? Să-L reprezinte cu fidelitate pe Tatăl. Și în final, Domnul a spus de mai multe ori, zice, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Cuvintele mele nu sunt ale mele, ci sunt ale Tatălui. Lucrările pe care le fac eu sunt ale Tatălui. Și Domnul în Ioan 17, știți ce a spus în finalul lucrării Lui? Tată, Te-am proslăvit pe pământ.
E acum chemarea noastră a copiilor lui, știți care este? Să-L proslăvim și noi pe Domnul Iisus. Domnul Iisus l-a proslăvit pe Tatăl, de aceea și Tatăl l-a proslăvit pe Fiul și noi l-a înălțat nespus de mult, mai presus de orice. Chemarea noastră este să-L proslăvim pe Domnul Iisus. Știți ce a spus Apostolul Pavel? Nu doresc altceva decât Hristos să fie proslăvit, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Prin viața mea înseamnă tot ce fac să se vadă Iisus în viața mea, Hristos. Aia a dorit Pavel, asta a urmărit, obiectivul numărul unu a vieții lui. Iar a muri, la fel, o știut că se va întâlni cu Domnul. Zice, dacă merită să mor, merită. Dacă trebuie, merită, pentru că mă mut acasă și voi fi cu El pentru totdeauna. Deci aș vrea să nu uităm, dragii mei, noi trebuie să fim ca El. Și acum aici, primul lucru care este consemnat, blând. Învățați că eu sunt blând și smerit cu inima. Un standard al blândeței, un om întors la Domnul, care a intrat pe poarta strâmtă, ăla trebuie să aibă un standard, o măsură, o măsură de blândețe. Nu se mai poate, după ce ne-am întors, să existe stări tensionate. Nu concepem în familii certuri, probleme, discuții, să aude strigătul nostru mai tare decât a vecinilor sau la servici sau la școală. Un om care s-a întors la Dumnezeu, ăla trebuie să îl reprezinte cu demnitate pe Domnul Iisus Hristos. Matei, capitolul 5, spune așa, ferice, spune aici versetul 5, e a treia fericire, a treia treaptă, zice, ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Ferice de cei blânzi, o măsură de blândețe. În Psalmul 37 spune că cei blânzi moștenesc țara. Moștenesc țara. Chemarea celor blânzi. E foarte importantă această blândețe. Biblia spune că una din roada Duhului este blândețea. Blândețea este foarte importantă. Eu de multe ori mi-am zis, trebuie ca lacrimile pocăinței să ude terenul smereniei, terenul inimii, ca să poată crește această floare, nemaipomenită atât de rară a blândeței, foarte rară e blândețea. Pe un om încearcă să-l agiți, să-l provoci. Sigur, noi nu trebuie să o facem, dar suntem provocați. Și atunci când vei vedea că el va rămâne mereu același, liniștit, atunci vei vedea ce este în el și ce este el. Biblia ne spune despre Domnul că a fost blând și smerit cu inima. Zice, ca o oaie mută înaintea celor ce o tun, nu și-o deschis gura. Modelul nostru de blândețe e Domnul Iisus. Ce frumos când copiii cresc într-o asemenea atmosferă în familie, dar și în biserică. Știți ce spune Apostolul Pavel de bună oară și despre liderii care sunt în biserică, de grupuri, dirijorii și așa mai departe, lucrătorii și apoi capii de familie. Spune Apostolul Pavel acolo în Timotei, și robul Domnului nu trebuie să certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința ca să vină la adevărata cunoștință a adevărului. Blândețea este o floare rară. Un standard, intrați pe poarta strâmtă. De ce e strâmtă? Că e un standard de blândețe, nu oricine va ajunge dincolo. E adevărat că de aici începe împărăția, de aici cel mântuit, de aici trăiește cu Domnul, dar de aici îl reprezintă cu demnitate pe el. De aceea eu doresc din toată inima Dumnezeu să binecuvinteze toată biserica. Doamne, ajută-ne să fim blânzi. Vreau să nu uităm că un om blând nu se poate apăra, singurul animal care nu se poate apăra. De ce ne compară cu o turmă de oi? Că oaia nu se poate apăra singură. N-are nicio armă de apărare, niciun mijloc de apărare. Dar cel ce o apără și s-o angajat că apără turma, e marele păstor și acesta este Domnul Iisus. Știți ce spune acolo? Îmi place comparația, Psalmul 45. Spune printre altele, capana unui scriitor să fie liba, tu ești cel mai frumos dintre oameni, harul este turnat pe buzele tale. De aceea te-a binecuvântat Dumnezeu pe vecie, războinic viteaz, e Domnul Iisus acesta. Încinge sabia, podoaba și slava, da slava ta, suie-te în carul tău de luptă și apără, ce să aperi? Blândețea, adevărul și neprienirea. Și dreapta ta să strălucească prin isprăvi minunate. Pe un om neprienit, eu doar trebuie să reprezint blândețea lui, să-l reprezim pe el, ca îl reprezim pe el atunci. Cum a fost el, așa sunt eu. Pe el a fost blând. El nu încerca să se apere el, să argumenteze, să se lupte el. Ei, când facem așa, cel care ne apără este războinicul, este marele păstor, e Domnul nostru. Și eu rog, Doamne, apără pricinile noastre. Ajută-ne, o Doamne, însă să te putem reprezenta, că Moise spune că a fost cel mai blând om de pe fața pământului și Domnul i-a apărat pricina întotdeauna. Un al doilea lucru care vreau să-l menționez
ca și standard, ca măsură, ca etalon de comparație, intrați pe poarta strâmtă, este smerenia. Așa spune aici. Veniți și învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. În smerenia lui, spune, extraordinar, judecata i-a fost luată. Și cine va descrie pe cei din vremea lui? În smerenia lui. Spune acolo în Filipeni, apostolul Pavel s-a făcut ca un om. O coborât în lumea noastră și a acceptat un trup ca și al nostru. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea, pentru că s-a smerit și Tatăl l-a înălțat nespus de mult. Și este la dreapta celui preanalt. Dar știți ce promite Domnul? Dacă ne smerim și noi, suntem blânzi pe de-o parte, iar pe de altă parte ne smerim. Acum vreau să vă spun, eu am o maximă, a mea. Și maxima e următoarea. Vreau să vă spun că încă nimeni nu a murit de smerenie. Smerenie încă încape la oricare dintre noi. Ce spuneți, mai încape? Încape, încape și la mine și la oricare. Modelul e Domnul, păi nu l-am ajuns pe el. Nu am atins acest apogeu, nici pe departe. Și când ne uităm la Domnul, tot timpul vom avea lucruri de corijat, de îndreptat în viața noastră. Ce frumos, Domnul Iisus a fost smerit. Acum, cu privire la smerenie, sigur, sunt foarte multe texte. La ceva vreau să citesc doar din Petru. Spune aici, capitolul 5, 1 Petru, capitolul 5, versetul 5 și 6. Tot așa și voi, tinerilor. Fiți supuși celor bătrâni și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Toți în legăturile, dar nu poți să ai legături cu bătrânii. Toți împreună, dacă nu-i smerenia. E foarte importantă. Nu poți să ai, nu poți să accepți. Dar în familie, ce frumos unde este smerenie, fiecare își vede locul lui. Smeriți-vă, dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru că la vremea lui, El să vă înalțe. Smerenia e un lucru mare. Citești ceva din Psalmul 119, tot cu privire la smerenie. Uitați ce spune aici autorul Psalmului 119, versetul 67. Până ce am fost smerit, adică până ce nu m-am smerit, rătăceam. Dar acum păzesc cuvântul tău. Versetul 71. Este spre binele meu că m-ai smerit, ca să învăț orânduirile tale. E un secret. Cu cât te smerești mai mult, Domnul îți dă mai multă lumină, conexiune și înțelegere asupra planului și a voiei lui. Versetul 75. Știu, Doamne, că judecățile tale sunt drepte. Din credincioșie m-ai smerit. Extraordinar. Uitați ce spune în Psalmul 25. Spune aici în Psalmul 25, deși în Vechiul și în Noul Testament sunt foarte multe versete care scot în evidență această smerenie. Psalmul 25, versetul 8 și 9. Domnul este bun și drept, de aceea El arată păcătoșilor calea. El face pe cei smeriți să umble în tot ce este drept. El învață pe cei smeriți calea Lui. Extraordinar. Eu doar partea mea este să mă smerești și El mă învață ce trebuie să fac. Și cum să trăiesc și cum să acționez. Și cum să umblu. Și mai citesc ceva în această idee din cartea lui Țefania, capitolul 2, versetul 3. Căutați pe Domnul toți cei smeriți din țară, care împliniți poruncile Lui, căutați dreptatea, căutați smerenia, ea trebuie și căutată. Poate că veți fi cruțați în ziua mâniei Domnului. Și versetul 12 din capitolul 3. Voi lăsa în mijlocul tău un popor smerit și mic, turmă mică, care se va încrede în numele Domnului. Eu doresc Dumnezeu să lase peste noi haina smereniei. Mai mult, noi sigur am făcut-o și o facem, dar mai mult, în fiecare zi, asta dorește. Și să ne ajute Domnul să rămânem până la capăt. Deci să nu uităm un standard, o măsură pe care Domnul ne-o arată, ca să putem intra pe poarta strâmtă și să mergem pe calea îngustă, este blândețea, a doua este smerenia, a treia este dragostea, despre care vreau să consemnăm. Pentru că apoi celelalte, sigur, putem răbdarea, bunătatea și toate celelalte. Dar mă opresc la această dragoste. Despre ea vreau doar ceva să amintesc. Foarte importantă. Biblia spune despre dragoste și uitați ce spune de bunoară în Ioan. În epistola lui Ioan, cuvântul spune aici în capitolul 1 Ioan, capitolul 4, versetul 8. Cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu ca noi să trăim prin El. Versetul 10. Și dragostea nu stă în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi. Și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Spune tot aici în capitolul 5, versetul 3. Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui și poruncile Lui nu sunt grele.
Pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 13, versetul 1, aici sunt cuvintele Domnului Iisus, uitați ce spune despre el, versetul 1. Înainte de praznicul Paștelor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul, să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. Până la capăt. Vreau să spun, e un imperativ dragostea. De bună oară, Ioan, suntem aici, în Evanghelia după Ioan, capitolul 13, versetul 34. Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții. Cum v-am iubit eu? E standardul, măsura. Cum v-am iubit eu? Așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Cum? Nu prin semne și minuni. Nu scrie nicăieri că prin semne și minuni. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Foarte importantă această dragoste. Acum, vis-a-vis de această dragoste, vreau să ceva să consemnăm. Efeseni, capitolul 3, versetul 16 în continuare. Citim de la 14. Iată de ce zic îmi plec genunchi înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie în ceruri și pe pământ. Și rog ca potrivit cu bogățiile slavei sale să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui în omul din lăuntru. Așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință. Pentru că având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea. Și să cunoașteți dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Eu aici amintesc doar tangențial, scurt, cele patru dimensiuni pe care ni le pretinde. Să ne uităm la Domnul. Care erau în viața Domnului cele patru dimensiuni ale dragostei? În primul rând, lărgimea. În virtutea lărgimii Domnului, în inima Lui încăpem toți. Toți încăpem. El are loc pentru toți. Biblia spune, printre altele, că Dumnezeu este Cel ce dorește viața pentru toți oamenii, pocăința, dar nu toți o acceptă. Aici spune să cunoașteți care este lărgimea. În inima Domnului avem loc toți. Când Domnul ne învață rugăciunea Tatăl nostru, știți cum ne învață? Tatăl nostru care ești în ceruri, nu spune Tatăl meu, ca și când este numai al meu. Uneori poate noi în mod egoist avem impresia că e numai al meu, dar de unde? Este al nostru, cei ce sigur l-au primit pe El, pe El în viața lor. Tatăl nostru, în inima Lui avem loc toți. Acum întrebarea, sigur, fără alte comentarii. E sfârșit de an, Doamne, toți au avut loc în inima noastră. Cât este de largă inima noastră? Au loc toți, sigur, toți care sunt ai Domnului, în mod special. Dar Biblia spune, cu dragostea de frat, spune Petru, în epistola lui, în a doua epistolă, capitolul 1, iubirea de toți oamenii. Nu păcatele să le iubim, nu să acceptăm păcatul oamenilor, acolo trebuie să fim tranșanți, să ne păzim curați. Ei, dar oamenii, creatura marelui stăpân, e foarte important. Că de multe ori oamenii fac confuzii. Deci să nu uităm lărgimea, în virtutea lărgimii, toți avem loc în inima Domnului. Suntem toți ai Lui. Apoi o a doua dimensiune a dragostei, lungimea dragostei lui Dumnezeu. Cât de lungă este dragostea Lui? O ajuns până la noi. Eu de multe ori mi-am zis, Doamne, dacă veneai mai repede, eu nu aveam parte de mântuire. Dar Tu în lungimea, cum spune Petru în epistola lui, să credeți că în delunga răbdare, dragoste, a Domnului este mântuire. După cum v-a scris și preiubitul nostru frate Pavel, ca și toate epistolele lui. Lungimea dragostei lui a ajuns până la noi. Acum, lungimea noastră până unde a ajuns? Lungimea dragostei noastre. Mai sunt frați la care nu a ajuns. Sunt frați la care nu a ajuns. Eu doresc în seara aceasta Duhul Domnului să ne cerceteze. Cum ne-a iubit El, așa să ne iubim și noi. Cum ne-a iubit El? Păi El și-a dat viața. Îngăduiți-vă unul pe altul și dacă unul are pricină să se plângă, iertați-vă, cum v-a iertat El? Ce frumos! Modelul e El, standardul, măsura de dragoste. O a treia dimensiune, să cunoașteți care este adâncimea dragostei Lui. Doamne, cât de adâncă! Citim ceva din Psalmul 40. Sunt și alte texte, dar citim de aici. Uitați ce spune aici omul lui Dumnezeu David, el scrie, ce frumos! Îmi pusesem nădejdea în Domnul, El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele și m-a scos din groapa peirii, din fundul mocirlei. Auziți unde eram noi?
adâncimea dragostei lui în mod personal, în dreptul fiecăruia, individual, s-o a plecat în dreptul fiecăruia și n-o scos din groapa pe ieri, din fundul mocirlei. Și apoi, înălțimea dragostei lui ne-a pus picioarele pe o stâncă, zice aici. Stânca e biserica, este Hristos Domnul. Eu închei aici, doresc Dumnezeu să binecuvinteze această biserică. Doamne, ajută-ne să intrăm pe poarta strâmtă, recitesc cele două versete, iar dumneavoastră acasă le puteți relua. Acum vreau să nu uitați, fapte, în fapte spune acolo, în capitolul 17, zice, creștinii din Berea aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Ei, zice, mergând acasă, luau scripturile și le cercetau, să vadă dacă tot ce li s-a spus este așa. Foarte important cercetarea scripturilor. Cartea aceasta alege să nu se depărteze de tine, de gura ta. Caută să faci tot ce este scris în ea, împlinind tot ce este scris în ea. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Ferice de cine citește, de cel ce ascultă și de cel ce împlinește cuvintele acestei cărți. Încă o dată recitesc cele două versete și am încheiat. Intrați pe poarta cea strâmtă, care este Domnul Iisus, prin El. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea, mulți chemați, puțini aleși în ziua aceea. Care s-a aleși? Care au intrat pe poarta strâmtă. Doamne, îți mulțumim că noi am intrat pe ea. Spune aici, dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. În final doresc încă o dată Dumnezeu să binecuvinteze toate familiile noastre. Vrem noi și familiile noastre, Doamne, să umblăm cu Tine, să trăim cu Tine, să Te reprezentăm pe Tine. Iar în ziua aceea minunată să ne întâlnim și să fim pentru totdeauna cu Tine. Amin.